În rezultatul unor măsuri operative de investigație, Poliția Municipiului Chișinău a reținut o grupare criminală în componența 4 tineri, cu vârstele cuprinse între 18 și 21 de ani. Aceștia sunt suspectați că în noaptea spre 14 septembrie curent ar fi pătruns în sediul unei societăți cu răspundere limitate, de unde au furat 11 calculatoare care urmau să ajungă pe Piața Neagră. Oamenii legii i-au identificat și au fost reținuți după o săptămână de activitate operativă. Este de menționat faptul că doi dintre suspecți sunt studenții unei instituții de învățământ superioare din municipiul Chișinău. Ceilalți doi sunt neangajați în câmpul muncii. Fiind audiați în cadrul acțiunilor de urmărire penală, aceștia și-au recunoscut fapta incriminată. Pătrunderea în sediul firmei respective a fost pregătită din timp. Doi din ei au stat să supravegheze împrejurimile, alții doi au sustras cele 11 calculatoare. Totodată, forțele de ordine au acumulat deja probe suficiente pentru a demonstra complicitatea grupării de pătrundere într-o altă încăpere, de unde au fost furate bunuri materiale în valoare de peste 22.000 de lei. Pe faptul dat, a fost pornită o cauză penală în temeiul articolului 186 alineatul 4, furtul în proporții mari, care prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 5 până la 10 ani.